Bună ziua! Sunt Tatiana Andrieș și astăzi mă întorc din nou la dumneavoastră cu un nou proiect și anume acest mileu cu suport pentru ouă. După cum vedeți, acesta este micuț. În interiorul acestuia eu am pus aceste ouă de ciocolată. Însă am lucrat și cel de-al doilea, care, după cum veți vedea, este mai mare și cu ușurință în interiorul acestuia stă un ou de mărime normală. Diferența între cele două mileuri nu este alta decât de grosimea firului. Cel micuț l-am lucrat cu firul Bravo și, bineînțeles, a ieșit mai mic. Acesta mai mare este lucrat cu un fir acrilic și de aceea și dimensiunea lui este mai mare. Acum, în funcție de dorința dumneavoastră, urmează să alegeți firul cu care să lucrați. Însă, la sfârșit, eu știu că va avea un aspect foarte plăcut, foarte frumos și așa cum vedeți, acesta mai mare este și un pic mai greu. Nu veți avea nevoie cu siguranță de suport. Pentru acesta mai micuț va fi nevoie de un suport dedesubt. Însă efectul este același. Fiind prezentată lucrare, de fapt, vă voi prezenta firul. Eu astăzi voi lucra din nou cu firul Bravo și, bineînțeles, am schimbat culoarea. Voi folosi croșetul cu numărul 3, cred că se vede. Vom avea nevoie de foarfece și cam atât. Bineînțeles, de răbdare și de îndemânare. Pentru a începe lucrarea, vom face, pentru început, un cerc magic, un pic mai lărguț, în interiorul căruia, pentru început, vom lucra un număr de 3 ochiuri de lanț. Aceste 3 ochiuri vor ține locul unui picioruș dublu înalt. După ce am efectuat acestea, voi lua de două ori firul pe croșet și voi lucra un picioruș dublu înalt. În felul acesta vom lucra un număr de 24 de piciorușe duble înalte care vor forma mijlocul mileului pe care dorim să-l executăm. Deci un număr de 24 de piciorușe duble înalte. Nu uitați că de fiecare dată vom lua firul pe croșet de două ori. Sper că acum puteți vedea mult mai bine ceea ce realizez. Experimentez de fiecare dată și de fiecare dată încerc să lucrez în modul cât mai explicit pentru dumneavoastră, doamnele începătoare. Și acest proiect, cu siguranță, nu îl veți găsi pe foarte multe canale de YouTube. Mie mi-a plăcut foarte mult. Eu, după cum ați văzut, l-am lucrat și de aceea am decis să lucrăm împreună și acesta. Deci vom continua și ne vom întâlni la capătul acestui rând cu un număr de 24 piciorușe duble înalte. Am ajuns la capătul rândului cu cele 24 de piciorușe duble înalte. Vom închide cercul magic și cu
Coruș alunecat, vom închide în cel de-al treilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș. În felul acesta. Acum, ceea ce vom face va fi să lucrăm un număr de 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Voi trage bine, să se aranjeze bine aici mijlocul și, bineînțeles, după aceea putem, când vom coase mijlocul, va fi totul în regulă. Așa, după ce am făcut aceste trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt, vom face alte 7 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vom lua de 2 ori firul pe croșet, vom sări 2 ochiuri, 2 piciorușe de bază și în cel de-al treilea vom intra și vom face un picioruș dublu înalt. Vom închide, după care vom continua să lucrăm 7 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vom lua din nou de 2 ori firul pe croșet și din nou vom sări 2 piciorușe duble din rândul anterior. Vom intra în cel de-al treilea picioruș, exact în interiorul lui trebuie să intrăm și vom face din nou un picioruș dublu înalt. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul acestui rând. Deci din nou 7 ochiuri de lanț și vom continua până la capătul rândului. 1, 2, în cel de-al treilea. Intră un pic mai greu, știți că eu lucrez un pic mai strâns și din cauza asta ceea ce vom obține vor fi aceste arcuri. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am lucrat ultimul picioruș dublu înalt, cele 7 ochiuri de lanț și vom închide rândul în cel de-al treilea ochi de lanț de la începutul rândului. Vom închide cu picioruș alunecat iar acum vom continua în fiecare arc lucrând un număr de 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 7-lea, iar în corespondența piciorușului dublu înalt vom face un picioruș scurt. După care vom continua din nou în următorul arc lucrând cele 7 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte, în corespondența piciorușului dublu înalt vom face un picioruș scurt și vom continua astfel până la capătul rândului. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând, iar acum
în piciorușul dublu înalt din rândul anterior, vom face din nou un picioruș dublu înalt. Deci vom intra cu piciorușul alunecat și vom face 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Acum vom face 9 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și cu picioruș dublu înalt vom intra în corespondența piciorușului scurt care l-am făcut deasupra piciorușului dublu înalt din rândul anterior. Deci vom intra aici, după cum vedeți. Și din nou vom face 9 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voi lua de două ori firul pe croșet și voi intra din nou în corespondența piciorușului dublu înalt. Și voi face un picioruș dublu înalt. Și vom continua în felul acesta până la sfârșitul acestui rând. Aceasta este ceea ce obținem. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui nou rând. Am ajuns la capătul rândului. Am făcut ultimele 9 ochiuri de lanț și vom închide cu piciorul și alunecat în cel de-al treilea ochi primul arc pe care l-am executat. Știți că am început cu trei ochiuri de lanț care țineau locul unui picioruș dublu înalt. Deci am închis aici cu piciorușul alunecat. Vom trece din nou cu piciorușul alunecat în interiorul arcului și vom lucra din nou un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Acum, în interiorul fiecărui arc format din cele 9 ochiuri de lanț, vom lucra un număr de 12 piciorușe duble înalte. Deci, unul îl avem deja, luăm de două ori firul pe croșet, îl lucrăm pe cel de-al doilea, 2, și cel de-al 12-lea. Ați văzut că firul are un mic defect. Sper să nu se vadă prea mult.
După ce am lucrat aceste 12 piciorușe duble înalte, în corespondența piciorușului dublu înalt din rândul anterior, vom lucra o jumătate de picioruș dublu. Deci, mă întorc din nou. Iau odată firul pe croșet. Voi intra în interiorul piciorușului, voi scoate firul. După cum vedeți, acum avem 3 fire. Le vom închide pe toate 3 împreună. Și aceasta este o jumătate de picioruș dublu. După care luăm din nou de 2 ori firul pe croșet și continuăm în arcul format din ochiurile de lanț. Continuăm să lucrăm cele 12 piciorușe duble înalte. Iar nu uitați că în corespondența piciorușului dublu înalt din rândul anterior se face o jumătate de picioruș dublu. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui nou rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Acum, după ce am lucrat cele 12 piciorușe duble înalte, voi intra și voi face o jumătate de picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu înalt din rândul anterior, după cum vedeți. Iar apoi voi intra în cel de-al treilea ochi din primul picioruș pe care l-am lucrat în primul arc. Voi intra cu picioruș alunecat în felul acesta și voi continua. Acesta este ultimul rând. Voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș. Voi intra în cel de-al doilea picioruș dublu înalt și voi lucra un picioruș dublu înalt. Deci, în corespondența fiecărui picioruș dublu înalt din rândul anterior, vom face un picioruș dublu înalt. Deci, vom ajunge din nou cu un număr de 12 piciorușe duble înalte la capătul acestui prim arc pe care l-am executat deja. Acesta este ultimul rând din lucrarea noastră. După cum vedeți, este foarte, foarte scurt și foarte ușor de lucrat. Este nevoie doar de foarte puțin atenție și lucrurile vor merge bine. Așa cum vă spuneam, puteți să alegeți mărimea în funcție de grosimea firului. Puteți alege ce culoare doriți. Eu folosesc firele pe care le am în casă la dispoziție. După cum știți, aici este zonă roșie de foarte mult timp și mi este foarte greu să-mi procur materialele necesare, pentru că furnizorii nu lucrează. Deci nici magazinul nu este aprovizionat, este închis magazinul de unde cumpăr firele. După cum vedeți, am ajuns la capătul acestui rând. Am lucrat un număr de 12 piciorușe duble înalte. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Acum vom pune lucrul în două și cu piciorușul alunecat vom intra în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. Piciorușul alunecat. Vom face 8
ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. După care vom face, vom lua din nou firul de 2 ori pe croșet și vom intra în arcul următor, în corespondența primului picioruș dublu. Primul picioruș dublu înalt este acesta. Nu uitați că în mijloc avem jumătatea de picioruș dublu, aceea trebuie să o lăsați neatinsă, nu veți lucra. Deci în felul acesta vom continua întreg parcursul acestui rând. Eu voi mai lucra o dată cu dumneavoastră pentru a vedea bine. Sper că acest mod de a filma să fie mult mai explicit, mult mai ușor de urmărit pentru dumneavoastră. Apoi, ceea ce vroiam din nou să vă spun este că vom organiza concursul pentru Paște. Anunțul a fost pus deja pe pagina grupului Tatiana Croșeta și prietenele ei. Cine dorește să participe la concurs trebuie să lase un comentariu, un like și un comentariu la postarea pe care au făcut-o administratorii și au pus-o în capul listei, să spunem așa, pe pagina grupului. Și ceea ce vă rog foarte mult este ca în ziua în care este concursul să fiți prezente, pentru că, după cum știți, extragerea se face cu aplicația Random. Este calculatorul cel care alege doamna câștigătoare și dacă nu sunteți prezente în acel moment, puteți pierde premiul dacă sunteți câștigătoare. De aceea trebuie să fiți pregătite, să participați la ora la care se va ține concursul. Deci am lucrat din nou cele 12 piciorușe duble înalte și acum din nou voi pune lucrul în 2 și voi intra din nou în cel de-al treilea ochi din primul picioruș cu fir alunecat. Voi lucra din nou 8 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6, 7, 8. După cum vedeți, au început deja să se formeze locurile unde vor fi așezate ouăle. Noi vom continua în felul acesta până la sfârșitul rândului. Ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la ultimul rând. Am făcut ultimele 8 ochiuri de lanț. Acum voi închide lucrarea exact în locul unde am unit piciorușele duble înalte din primul, să spunem așa, primul loc pentru așezat ouăle. Acum voi scurta firul, îl voi ascunde. Dumneavoastră puteți să-l ascundeți cu acul. Eu o fac cu croșetul. Așa cum v-am spus, întotdeauna lucrările mele sunt
mai mult în scop demonstrativ, în modul în care dumneavoastră puteți învăța noi modele, puteți învăța câte ceva din ceea ce știu și eu, câte ceva din ceea ce învăț și eu, pentru că așa cum vă spuneam întotdeauna, de foarte multe ori și eu învăț odată cu dumneavoastră. Acum, după cum vedeți, lucrarea este gata. În fiecare locușor vom pune câte un ou de ciocolată. Voi face o combinație în felul acesta să se deosebească și așa cum vă spuneam, dacă doriți, puteți să-l puneți pe un suport și să-l puneți în centrul mesei pentru Paște sau, de ce nu, poate fi și un frumos cadou pentru copii. Aceasta este ceea ce am dorit să vă arăt astăzi. Sper să vă placă, sper să dați un like, un comentariu la lucrările mele. În cazul în care aveți nedumeriri, vă rog să scrieți în comentariile dumneavoastră și din nou vă rog să mai aveți încă un pic de răbdare, pentru că sunt în fază experimentală, în care stau experimentând diferite moduri de filmare, diferite moduri în care să fac tutorialele să se vadă bine ceea ce lucrez. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tatiana Andrieș și ne întâlnim cât de curând. La revedere!